spune câteva cuvinte despre concertul de la New York, te rog frumos. E un concert de calitate care va avea loc pe 13 mai într-o sală istorică din New York și din America. O sală unde au concertat și concertează cele mai mari nume din muzica mondială, începând cu Frank Sinatra, U2, Metallica, Beatles, Madonna și uite și Loredana din România. E o mare onoare pentru mine să pot să-mi reprezint neamul și limba și să cânt acolo pe limba mea pentru toți cei care vor veni să susțină această misiune pe care ne-am propus-o împreună cu Fundația Curtea Veche de a strânge bani pentru a putea cumpăra cărți copiilor de la sate din România. Este un lucru extraordinar pe care vrem să-l ducem la bun sfârșit, pentru că fără educație, fără cunoaștere, viețile celor care urmează să vină în urma noastră cu siguranță nu sunt prea ușoare și prea frumoase. Cred că e foarte important să înțelegem cât de mult contează să ai la o vârstă fragedă șansa să poți să citești o carte care îți poate schimba destinul, poate să te ajute să vezi viitorul cu totul și cu totul alte culori și să ai curaj să visezi. Webster Hall este o sală de 1500 de locuri și mi-aș dori ca această sală să se umple. Dacă fac acum acest apel către toată comunitatea românească și, bineînțeles, către toate comunitățile, pentru că știm că la New York trăiesc împreună toate limbile și toate obiceiurile pământului, de la sud-americani, europeni, est-europeni, americani, dacă există așa ceva, până la urmă toți sunt emigranți, sunt copii de emigranți, să ducă vorba mai departe și să reușim să strângem cât mai mulți bani și să vindem cât mai multe bilete pentru ca misiunea noastră să fie îndeplinită. Așa că, prin intermediul vostru și prin ProTV Internațional, dar și prin cei care urmăresc acum acest interviu, îi rog să ducă mai departe vestea și de-abia aștept să le cânt din tot sufletul pe 13 mai alături de banda mea Gurida într-un concert unic și irepetabil la New York.